Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să facem un clip de genul ce mănânc într-o zi, what I eat in a day, pentru că am văzut că vă placă genul ăsta de clipuri, vă mai dau idei, vă mai inspir pentru anumite rețete și am gătit câteva chestii interesante, așadar vreau să facem genul ăsta de clip astăzi. Dar înainte de asta, te-aș ruga din suflet să te abonezi la canalul meu de YouTube dacă încă n-ai făcut-o și să dai un like acestui videoclip dacă ești tu pasionată de subiect, de make-up, de lifestyle și de vloguri, așadar hai să-i dăm bătaie și să intrăm în videoclipul de astăzi. Aș vrea clipul de astăzi să vă arăt practic două zile din viața mea, ce mănânc eu în două zile și cam cum arată mesele mele, cam ce-mi place să gătesc și dacă aveți și alte întrebări, nu uitați să le lăsați în cutia de mai jos în comentarii. Probabil persoanele care mă urmăresc frecvent știu că am reușit să slăbesc 20 de kilograme, iar acum de vreo 2 ani aproximativ sunt la o perioadă de menținere, adică nu mai îmi calculez caloriile, nu sunt atât de atentă ce mănânc, pentru că deja corpul meu oricum s-a obișnuit, știu deja cam cât e o porție să-mi ajung, adică nu mai am problema aia să mă forțez, să nu-mi dau seama că am mâncat prea mult și deja cred că m-am și obișnuit cumva cu anumite ingrediente, cu anumite rețete și atunci corpul meu le preferă pe alea în favoarea fast food-ului sau a mâncării foarte aiurea. Am două videoclipuri pe tema asta, cum am slăbit și cum mă mențin, dacă vreți să le vedeți vi le las în bara cu descriere sau aici pe ecran. Probabil dacă sunteți și voi în etapa aceasta de slăbire s-ar putea ca acele videoclipuri să vă motiveze, să vă ajute să vă dea niște sfaturi și de asemenea mai am pe acest canal o grămadă de videoclipuri cu ce mănânc într-o zi, așa că dacă sunteți interesate, le găsiți și pe ele în bara cu descriere. Menționat, eu am doar două mese pe zi, nu prea am trei mese, asta pentru că pur și simplu corpul meu așa s-a obișnuit și foarte rar mănânc 3 mese pe zi, știu că așa ar fi cel mai sănătos, nu fac niciun fel de intermittent fasting sau alte lucruri de genul ăsta, dar pur și simplu nu îmi cere corpul să mănânc de 3 ori pe zi, dar nu mai slăbesc din cauza asta, pentru că la un moment dat aveam impresia că o să slăbesc și că o să devin anorexică din cauza că mănânc doar de 2 ori pe zi, dar mănânc ceva mai mult caloric în perioada aia de prânz și atunci cumva corpul meu nu mai îmi cere absolut deloc, maxim dacă mai beau o cafea după masa sau nu știu, mai ronță-i ceva. Dar de obicei nu prea mănânc 3 mese pe zi. Acum asta este la latitudinea voastră, dacă și voi simțiți că așa este ok pentru voi și funcționează, e ok. Dacă nu, mâncați de 3 ori pe zi, dar încercați să vă mențineți cumva într-un anumit număr de calorii, adică să nu săriți calul, să nu vă ridicați de la masă cu senzația aia de prea plin sau să simțiți că deja explodați. Ce încercați să mâncați poate un pic mai puțin și să aveți 3 mese pe zi dacă voi vreți să urmați programul ăsta. Hai să intrăm în clipul de astăzi și să vă arăt ce am mâncat în prima și în a doua zi. Pentru micul dejun m-am gândit să fac ceva diferit și anume un fel de budincă de chia, dar reinterpretată, și am pus niște semințe de chia, puțin iaurt grecesc și am băgat la blender vreo 6-7 căpșuni și cu sosul rezultat am înlocuit laptele pe care de obicei îl foloseam la această budincă. Am mai adăugat peste sirop de agave și niște esență de vanilie. Și cam asta este rezultatul, l-am băgat la frigider peste noapte. Dimineața am scos budinca din frigider și am adăugat și niște lapte de cocos pentru că era un pic cam tare compoziția și am mai adăugat și puțin lapte pentru că voiam să fie puțin mai lichid. Am gustat-o și mi s-a părut că nu e suficient de dulce, așa că m-am adăugat și niște sirop de arțar, după care m-am pus să fac niște straturi cu iaurt grecesc pe care am luat de la Lidl și am pus jumătate din cantitatea de budincă de chia, am mai făcut încă un strat, încă un strat de budincă de chia și la final am tăiat niște căpșuni proaspete sau puteți spune ce fructe vreți voi, dar dacă am pus căpșuni și în sosul de la baza budincii, am zis să pun tot căpșuni și vă zic sincer că a fost absolut demențial și foarte, foarte sațios, efectiv cred că vreo 6 ore, 5 ore, nici măcar nu mi-a fost foame, pentru că e foarte consistentă budinca asta de chia. După
care mi-am băut și eu o cafea, pentru că întotdeauna îmi fac o cafea de dimineață cu lapte de ovăz. Iar la prânz, cină, pentru că eu de obicei mănânc cam doar două mese pe zi, nu prea mănânc trei, foarte rar, mi-am făcut antrenamentul, după care am zis să folosesc cartofii ăștia dulci pe care i-aveam acolo în cămară, i-aveam deja de foarte, foarte mult timp, deja aproape se stricau dacă nu-i foloseam și am avut doar doi, așa că i-am curățat cu aparatul ăsta șmecher, după care i-am spălat, i-am tăiat în formă de cartofi paie aproximativ. Care i-am pus pe o foaie de copt și i-am condimentat cu sare, piper, cimbru și puțin ulei de măsline, după care i-am introdus la cuptor la 200 de grade, cam 20 de minute, ceva de genul, vă uitați la ei să nu se ardă. Între timp am ocupat și de pești pe care i-am spălat și am curățat de solz, după care i-am șters cu un prosop de hârtie, i-am crestat cu cuțitul pe ambele părți, le-am tăiat și capetele ca să intre mai ușor în OptiGrill. Apropo, am și încălzit OptiGrill-ul înainte, cred că v-am arătat, și am pus sare, piper și niște cimbru și puțin ulei de măsline pe ei. Am și pus păstrăvii și am lăsat exact până când a fost gata programul. După cele 20 de minute am scos cartofii din cuptor și am mai adăugat niște parmezan, pentru că mie îmi place foarte mult gustul de parmezan pe cartofii ăștia și mai puteți să puneți și pătrunjel verde, că sunt foarte, foarte buni așa. Și am mai adăugat încă un pic la cuptor, pe funcție grill, cam un minut sau două, cât să se rumenească puțin parmezanul. Cam așa arată prânzul, cina mea. Vă zic că a fost absolut genial, foarte, foarte bun, așa că e de încercat rețeta. Următoarea zi am optat pentru un mic dejun standard pe care îl fac aproape de fiecare dată când nu am chef să-mi fac ceva complicat, și anume iaurt grecesc, peste care am pus jumătate de banană, niște afine pe care le-am spălat înainte, niște căpșuni de la mami din grădină și mai am și eu, cred că v-am mai arătat, sunt foarte bune, le-am spălat și le-am tăiat și pe ele și le-am așezat peste iaurtul grecesc. În final am adăugat și niște ciocolată neagră, eu am avut-o pe asta cu ciocolată neagră și portocală, dar puteți să optați și pentru cele de la Heidi, pentru că sunt foarte bune, cu diverse arome, cu zmeură, cu fructe, cu tot felul de, nu știu, portocală sau chiar simplă dacă vă place așa. Apoi am adăugat un pic de sirop de arțar și am pus un mix din ăsta de la Lidl, de la marca Alesto, cu nuci și fructe confiate, dar mai mult am pus nucile, sincer, după care am mai adăugat și niște musli pe care am luat-o de la Lidl, o să vi-l inserez aici pe ecran, pentru că eu i-am aruncat cutia și am păstrat doar direct punga aia transparentă, și mi-am pus mai mult ovăz, pentru că acolo am și un mix așa de ceva cereale, ovăz, stafide și fructe confiate.
și mi-am pus mai mult ovăz ca să nu fie atât de dulce. Cred că micul meu dejun preferat, de fiecare dată optez pentru varianta asta dacă nu am chef să fac ceva mult mai fancy, trendy sau mă grăbesc și efectiv îl ador. Mi se pare că mă ține sătulă destul de mult timp, îmi dă energie și îmi iau și porția de vitamine și fructe. Iar, evident, după aceea mi-am băut și cafeaua și mi-am făcut din nou un cappuccino în cana mea nouă de la Pepco, transparentă, pe care v-am arătat acum câteva vloguri. Mi-am făcut din nou o cafea cu lapte de ovăz și am avut poftă să mănânc și ceva dulce și ieri mi-am făcut un chec cu vișine și cacao și am gândit să mănânc niște chec cu cafeaua pe care mi-am făcut-o anterior, așa că mi-am tăiat două felii din checul ăsta și uitați-vă cât de bine arată, că efectiv mori. E foarte aromat, am băgat și coajă de portocale, esență de vanilie, esență de rom, e genial și mi-am tăiat două felii după cum ziceam și m-am dus afară să stau și să mănânc micul dejun. Îmi place de multe ori să fac treaba asta dimineața dacă e mai cald afară și măcar stau un pic și la aer curat. Am pus și eu pe YouTube un video și m-am uitat la videoclipul respectiv până când am mâncat, m-am relaxat un pic, după care m-am dus înăuntru și mi-am început treaba pentru că am avut de editat un vlog și niște clipuri pe care urmează să le postez pe TikTok și pe Instagram. M-am gândit să fac niște paste pentru că în Brașov la un moment dat niște paste foarte bune, dacă ați văzut vlogurile alea precis ați văzut, și-a comandat să avem ceva paste cu sos pesto și niște creveți și mi-am cumpărat și eu niște creveți din ăștia un pic mai mari de la Lidl, pe care inițial i-am tras la tigaie grill și între timp mi-am pus și la fiert niște paste, am făcut cam 3 porții și am avut pastele astea, niște linguine, le-am pus la fiert exact 12 minute ca să fie al dente. Și după ce s-au prăjit puțin creveții, m-am gândit eu ce ar fi dacă i-aș face puțin mai crocanți, așa că i-am adăugat în air fryer și i-am băgat acolo pentru că am o funcție de creveți pe care acum am descoperit-o, pentru că până acum nu i-am făcut niciodată acolo. Cred că puteați direct să-i puneți acolo și ieșau la fel, doar că să puneți puțin unt eventual pe ei, că sunt ceva mai aromat sau poate niște usturoi. Și am dat funcția aceea de creveți, vreo 10 minute i-am lăsat în total și la jumătatea timpului m-am gândit să-i fac ceva mai crocant și am adăugat așa o linguriță de pesmet peste ei și am mai lăsat acolo câteva minute. Între timp s-au fiert și pastele pe care le-am strecurat și pe care mi-am luat o farfurie și mi-am pus cam 100 de grame de paste și am pus vreo 2-3 linguri din sosul ăsta de pesto de la Barilla. Chiar să știți că e foarte bun, seamănă cu alea pe care le-am mâncat și în Italia, chiar e foarte, foarte gustos. După care am avut poftă să mănânc așa cu ceva brânză deasupra și mi-am adus aminte că am această mozzarella luată de la Lidl. De obicei mai mâncăm cu brânză din aia burată, doar că o găsesc foarte greu la Kaufland. La Lidl doar când e în ofertele alea și când apare în revistă, că în rest nu este întotdeauna. Dar să știți că mozzarella asta pe care v-am arătat-o și pe care am mâncat-o seamănă foarte bine cu burata la textură și mi-am adăugat-o efectiv peste paste. Am adăugat niște roșii proaspete care vă zic că sunt atât de bune, le-am luat aici de la un magazin de lângă noi și sunt foarte aromate și peste mi-am pus și creveții care s-au prăjit și uitați-vă cât de bine arată rețeta asta și vă zic sincer că e atât de bună că mori. Deci trebuie neapărat să o încercați și până la urmă am mâncat jumătate din bila aia de mozzarella, că nu am putut-o mânca pe toată, am lăsat jumătate și aia am mâncat-o Sabin mai după masă. Cam asta este videoclipul pentru astăzi. Dacă v-au plăcut rețetele, nu uitați să-mi lăsați un comentariu și un like la acest videoclip și de asemenea să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ne revedem data viitoare, adică fiecare luni și joi de la ora 8. Pupici! Pa, pa!